Slăvit să fie Domnul! Ne-am obișnuit de multe ori la cina Domnului să avem mesaje calde și biserica totdeauna la cina Domnului așteaptă mesaje calde, așteaptă cântări în game minore. Suntem și noi de multe ori ca ucenicii, s-au așezat cu Domnul la masă și așteptau un mesaj cald, așteptau un mesaj profund, o povestire din vechime de la vremea exilului. I-a ieșit poporul Israel din Egipt să fie definit ca popor și așteptau ucenicii o poveste frumoasă. Cum au fost eliberați, cum au fost scoși într-o noapte, cum Domnul i-a scos cu putere. Așteptau un mesaj cald și Domnul se uită spre ei și de data aceasta nu are un mesaj cald și le spune ceva ce i-a scos din tabieturile lor. Le spune așa: unul din voi mă va vinde. Cum, Doamne? Stai un pic, ai greșit mesajul. Noi nu asta așteptăm. N-ați văzut că se spunea și de dimineață. Noi ne-am format deja ideea, frate. Nu aminti puncte sensibile, că-i cina, frate. Și Domnul a atins puncte sensibile. Poate n-ar trebui la cină. Poate ar trebui, Doamne, lasă-l este după cină. Că noi ne-am pregătit de cină. Noi suntem gata să vărsăm lacrimi. Așa așteptau și corintenii de la Apostolul Pavel. Un mesaj din ăsta frumos, un mesaj din ăsta așa ca să zici, bă, a fost fain la biserică. Și se uită Apostolul Pavel spre biserica din Corint și n-are un mesaj cald. Nici Domnul Iisus nu a avut un mesaj cald și nici Apostolul Pavel nu are un mesaj cald pentru biserica din Corint. Știți ce le spune? Versetul 21, parcă e greu și să le citești, am văzut și la citire, nu suntem obișnuiți cu ele, că ne plac mesajele calde. Și versetul 21 vine Apostolul Pavel și le spune așa: nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Pavele, lasă astea după cină, mă! Nu ne obosi, nu ne tulbura acum că noi trebuie să stăm la masa Domnului. Știi ce spune Apostolul Pavel? Nu puteți, nu vedeți că trăim o perioadă în care parcă se poate orice? Se poate, Domne, orice. Atâtea traduceri de Biblie am făcut și atâtea reinterpretări. De ce? Ca să se poată. Să se poată orice. Că, scuzați cacofonia, Cornilescu, nu înțeles el nu știu ce. Și atunci noi îi mai dăm o reinterpretare. Vin americanii, că ori mai descoperit ei nu știu ce interpretare. Și vine Apostolul Pavel și spune: nu puteți. Și cum, Doamne, să nu putem? Că uite, traducerea mea, fidela, numai fidelă noi, zice că putem. Știi ce zice Pavel? Nu puteți. De ce? Că îl întărâtați pe Dumnezeu. Câți n-or întărâtat pe Dumnezeu? Pentru că au o pocăință și o relație cu Dumnezeu din asta foarte permisivă. Se poate orice, se poate oricum. Noi credem, știți ce credem noi și o să vedem în seara asta? Că noi cum ne-am obișnuit noi de multă vreme. Că mergem oricum, venim înaintea Domnului, plângem la rugăciunea dinaintea cinei și parcă totul îi rezolva. Nu! De aceea am intitulat mesajul din seara aceasta: masa Domnului între cernere și discernere. Masa Domnului, primul lucru care vreau să ne rămână în minte în seara aceasta: masa Domnului este o perioadă de cernere. E o perioadă de cernere. Știți că nouă nu ne place să fim cernuți? Nu ne place să fim cernuți, dar să știți, sunt trei moduri în care putem să fim cernuți. Primul mod e când ne cerne Dumnezeu. Știți că Dumnezeu întotdeauna și perioada asta de pandemie, știți că în biserică a fost o cernere? Se vede ce a fost în noi, se vede care a fost relația noastră cu Dumnezeu. A fost o perioadă de cernere. Parcă nimic nu ne-a cernut atâta de bine cum ne-a cernut perioada asta de pandemie. A venit împăratul David în psalmul 139 cu versetul 23 și spune: Doamne, ia-mă în sita ta și cerne-mă. Știți ce au zis? Cercetează-mă, Dumnezeule, adică cerne-mă și vezi ce-i în mine. Vezi dacă sunt cumva pe o cale rea, ia-mă și du-mă pe calea veșniciei. Și vine David și zice: Doamne, e bine să fiu cernut de tine.
Știți că Dumnezeu, o să vedeți că și Dumnezeu și diavolul ne cerne prin cei de lângă noi. Dar trebuie să fim foarte atenți când ne cerne Dumnezeu și când ne cerne diavolul. Vă aduceți aminte de Naaman sirianul, că Dumnezeu a vrut să-l cearnă pe Naaman și ăsta încăpățânat. Deși Naaman a murit, dar are multe neamuri din ăstea, mai ales în perioada asta. Din ăștia foarte orgolioși. Și Dumnezeu în bunătatea lui vrea să-i cearnă, vrea să-i pună în sita lui. Și știți ce spune Biblia? Că nu a vrut să fie cernut. Știți prin cine l-a cernut Dumnezeu pe Naaman sirianul? Prin slujitorii lui. Ori început să-l cearnă și o zis, stăpâne, păi dacă cerea un lucru greu, nu-l făceai? Ba da, îl făceam, că nouă ne plac alea complicate. Să te târâi, să te arunci pe burtă, să spectaculos, din astea așa, cu camere de filmat. Și-o zis slujitorul, uite, Dumnezeu ne-a pus să te cernem. Nu te-a pus Dumnezeu și slujitorul lui Dumnezeu, nu te-a pus la un lucru greu, te-a pus la un lucru ușor. Știți că noi credem că Dumnezeu vrea să vadă de la noi curcând sânge, să vadă că ne chinuim. Nu, știți ce așteaptă Dumnezeu? Inima noastră, să o punem înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu aștepta mult de la Naaman sirianul. Știți ce aștepta? Să se dea jos din car. Și Dumnezeu îl ia pe Naaman și îl cerne prin slujitorii lui. Și l-a cernut. Până la urmă s-a coborât din car, s-a dus, s-a scăldat în Iordan și toată treaba a fost rezolvată. Vedeți? Dumnezeu are momente când ne cerne. Știi că prin nevastă ta Dumnezeu te poate cerne? Prin soțul tău te cerne. Bă, nu-i bine. Du-te, dă 100 de euro înapoi. Păi zici, nu? Păi zici, Doamne, ai luat, o depășit timpul. Lasă-mă, femeie, că știu eu când și el mi-o munșelat nu știu când. Știi, astea încercăm. Dar Dumnezeu te cerne prin cel de lângă tine. Vezi de ce? Că vrea să te binecuvinteze. Pentru că cina Domnului, masa Domnului, e o perioadă când trebuie să fim cernuți. Noi nu aici ne cernem, ci noi ne cernem, ne curățăm până venim la masa Domnului și ne sfințim înaintea lui Dumnezeu. Al doilea mod este, putem să fim cernuți prin cel rău, prin Dumnezeu, prin cel rău în al doilea rând. Diavolul, știți că și el cerne oamenii? O zis Domnul Iisus către Petru, Petre, diavolul v-a cernut la cernere, să vă pună în sită. Știți că sunt două feluri de site. Domnul Iisus spunea către Petru, o cerut să vă cearnă ca grâul. Adică exact cum cern surorile făina. Îmi aduc aminte când eram copil, aveam saci de făină acasă, că eram mult și parcă n-ajungea câtă făină era, că era mult. Și aveam în mică o ladă de lemn și acolo ținea făina. Totdeauna scotea făina cu o sită și începea să o cearnă. Și ascultați-mă, sita de greu, nu degeaba o zis Domnul Iisus, că vă ceru să vă cearnă ca și greu. Sita de greu, știți ce face? Dă drumul la cei mai buni, dă drumul jos și știți ce rămâne în sită? Gunoiul, mizeria. Și au zis, diavolul vrea să pierdeți cei buni și să rămâneți în sită cu cei rău. Câți n-ori pierdut în viață, în cernerea celui rău. I-o cernut diavolul și i-o crezut că-s pe cai mari și au pierdut toată floarea făinei, toată bucuria, toată sfințenia, toată curăția și au pierdut, au căzut prin sită jos. Și au rămas numai cu pleava, au rămas numai cu făina. Știți că și Dumnezeu are sita lui cu care ne cerne? Știți cum arată sita lui Dumnezeu? Dacă ați văzut sau cel puțin ați auzit de căutătorii de aur, știți că și ăștia căutătorii de aur au niște site speciale. Știți cum bagă sita, ia pământ când caută aurul, piatra, și îl bagă sita aceea plină cu pământ, o bagă în apă și începe să o cearnă. Începe să o miște. Știți ce cade jos? Mizeria. Știți ce rămâne în sită? Aurul. Așa găsesc căutătorii de aur. Prin sita aceea specială. Nu dă drumul la aur în apă, ci dă drumul la gunoi. Diavolul, știți ce vrea să facă? Și sunt mulți în vremea aceasta, care țin foarte mult la mizerie și au pierdut lucrurile de valoare. Pentru că diavolul i-a cernut și-au pierdut valorile din partea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Iov, de aia am spus că e important foarte bine să înțelegem când ne cerne Dumnezeu prin cei de lângă noi sau când ne cerne diavolul. A venit nevasta lui Iov la Iov și l-a văzut că se chinuie. A zis, pe tine nu te mai ia nici ambulanța, nu te mai intubează, nu mai ai nicio șansă. I-a zis nevasta să i-a făcut certificatul și a zis, dar tu mai ai o șansă. Tu mai ai o șansă să scapi de durere. Și o zis, Iov, care-i șansa mea? O zis, blastă-mă pe Dumnezeu și mori.
Știți că nu era sita lui Dumnezeu, ci era sita celui rău, în dreptul lui Iov. Și știți ce a zis Iov? Nu mă urc în sita asta. Nu vreau în sita asta. S-o depărtat de sita, pentru că o înțeles că era sita din partea celui rău. Mi-am adus aminte de David, fugea de Saul. Și la un moment dat spune cuvântul Domnului 1 Samuel, capitolul 24, spune Biblia că se întâlnește cu Saul într-o peșteră. Și auziți, Dumnezeu îl pune la test pe David să vadă care e atitudinea lui în fața dușmanului. Și auziți, vin oamenii lângă el, capitolul 24, 1 Samuel, versetul 3, și spune cuvântul Domnului așa: a ajuns la niște stâne de oi care erau lângă drum și acolo era o peșteră în care a intrat să doarmă David și oamenii lui erau în fundul peșterii. Și auziți acum ce spun oamenii lui David. Oamenii lui David i-au zis: iată ziua în care Domnul îți zice, dau pe vrășmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți va plăcea. David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui Saul. După aceea, inima îi bătea, pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. Știți ce au zis slujitorii lui Saul? Au zis: am avut ceva din partea Domnului. Ce ai avut? Auzi, Domnul îți zice, îți dau pe dușmanul tău în mână. Era sita celui rău, să facă rău David, să-l prindă în sită. Și îi spune: Domnul îți zice. Eu vă întreb, Domnul i-a zis lor? Câți n-au luat numele Domnului să-și acopere diferite spuse de ale lor și nu s-au mai împlinit, pentru că nu Domnul a vorbit și au fost cernuți de cel rău. I-au zis: Domnul îți zice, astăzi dau pe vrăjmașul tău. Frații mei, e important cine ne vorbește din partea lui Dumnezeu. Nu toți care ne spun că au avut ceva din partea lui Dumnezeu. Că și ăștia au venit și au zis: Domnul mi-a zis nouă. Știți ce a înțeles David? Că nu le-a zis lor Domnul nimic. Că nu le-a zis, au luat numai un semn ca să-i arate la David, la Saul. Și David, știți ce rămâne? În legătură cu Dumnezeu. Pentru că atunci, să știți, când diavolul te cerne prin cei de lângă tine, au vrut să-l cearnă pe David prin cei de lângă el, David a înțeles legătura care o avea el cu Dumnezeu. A zis: bă, dacă o vrea Domnul să mi-l dea în mână, cred că m-a anunțat și pe mine să mă pregătesc. Cred că m-a anunțat și îmi spunea. E foarte important, frații mei, să înțelegem că diavolul ne cerne și Dumnezeu. Dar apostolul Pavel vine corintenilor și le spune de a treia cernere. Și spune: de data asta nu vă cercetează nici Dumnezeu, nu vă cerne nici diavolul, de data asta cerneți-vă singuri. Și spune cuvântul Domnului, că se citea și de dimineață, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Adică pune mâna pe sită și începe să te clati, să vezi ce e în tine. Pune mâna pe sită și vezi ce te caracterizează. Știți, spunea cineva odată că noi ne-am obișnuit 30 de zile să-i cercetăm pe alții și o zi la cină să ne cercetăm pe noi, așa-i? 30 de zile ești cu ochii. Știți cum suntem noi? Ca și radarul. Știți cum era? Unii am mai luat amenzi pentru pedala grea la accelerație. Știți cum e radarul? Îi vede pe toți, dar pe el nu se vede. Nu o să vezi niciodată o mașină de poliție care are radarul pe ea, că și-o dat amendă că a fost descoperită de propriul radar, că o depăși viteza. Îi vede pe toți, pe autobandă, pe șosele, în localități, imediat te prinde. Știi ce zice apostolul Pavel? Nu fiți ca radarul. Nu fiți ca radarul. Nu 30 de zile ești cu ochii pe toată lumea. Ci vine apostolul Pavel și spune așa: cercetează-te pe tine. E o vreme și seara aceasta, e o seară în care Dumnezeu ne cheamă să ne cercetăm pe noi. Poate ai cerceta pe soacră ta, ai cerceta pe slujitorul bisericii, ai cerceta pe nu știu cine din cor sau din orchestră, din fanfară. Ai tot cercetat pe alții. Astăzi când stăm la masa Domnului, Domnul ne cheamă să ne cercetăm pe noi înșine. Pentru că atunci când te cercetezi pe tine, înțelegi că masa lui Dumnezeu, masa Domnului, nu este un ritual, ci este putere. Trebuia să spuneți amin. Când te cercetezi pe tine, masa Domnului nu e ritual. O zis apostolul Pavel, se citea de dimineață: de aceea sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dor. De ce? S-au obișnuit cu masa. S-au obișnuit cu ritualul. De aia nu mai simți nimic. Te uiți și zici: Domne, să mă vadă păstorul că a luat cina. Cum să stau jos că să mă vadă păstorul? Și ai făcut din masa Domnului un ritual. Știți ce a zis apostolul Pavel? Nu e un ritual,
ci în masa Domnului este putere, în masa Domnului este întâlnire cu prezența lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Ne cheamă Dumnezeu în vremea aceasta ca să simțim cu adevărat masa Domnului, ne cheamă să cernem, să separăm lucrurile din viața noastră. Dumnezeu striga prin prorocul Ieremia în capitolul 15 cu versetul 19, își striga durerea. Își striga durerea și mâna întinsă care o are spre poporul Israel. Și strigă profetul Ieremia și spune așa: de aceea așa vorbește Domnul, dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți ce este de preț de ce este fără de preț, vei fica gura mea. Știi ce strigă Dumnezeu aici? Dacă cer lucrurile, le separi lucrurile din viața ta și rămâne în sită numai aurul, numai valoare și dai drumul la lucrurile fără valoare, din nou vei simți prezența lui Dumnezeu la masă. Noi venim în vremea aceasta și stăm la masa Domnului, nu-i de frică că ne închidă ăștia luna viitoare. Noi nu stăm de frică ce se întâmplă, ci noi stăm pentru că vrem să avem viață din Dumnezeu. Pentru că masa Domnului, că nu-i ritual, știi ce îi? Îi viață, îi putere, îi reînnoire. Nu mai simți că ești plictisit. Stau să gate cina. Știți ce-i ciudat? Îi vezi, ori lua paharul, ori și ieșit afară. Doamne, plictiseală. Doamne, bine că o prins paharul, l-o pus repede și o plecat. Nu mai curios de nimic. Știi ce arată? Că tu ai făcut din masa Domnului un ritual. De aceea e o vreme în care Domnul ne cheamă să cernem lucrurile în viața noastră. Până nu vine diavolul să te cearnă. Mai bine separ lucrurile de valoare de cele fără valoare din viața ta. Să ne ajute Domnul la lucrul acesta. Primul lucru, masa Domnului înseamnă cernere. Dar la doilea rând, masa Domnului mai înseamnă ceva. Știți ce înseamnă? Discernere. Știți ce spune Apostolul Pavel? Vorbea ca unor oameni cu discernământ. De ce noi nu dăm cina Domnului la copii? Că n-au discernământ, așa-i? Noi nu le dăm nici cu lingurița, nici cu paharul, nu le dăm nimic. De ce? Că n-au discernământ. Ca să stai la masa Domnului, Apostolul Pavel vine și spune, masa Domnului este o masă diferită, este o masă diferită, pentru că în masa aceasta, în trupul și în sângele Domnului, noi ne identificăm ca cetățeni a împărăției lui Dumnezeu. Auziți ce spune cuvântul Domnului, versetul 16, din 1 Corinteni 10, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Știți ce zice? Adică, când te împărtășești cu paharul, tu te identifici ca cetățean a împărăției lui Dumnezeu. Spune, pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Știți ce-i ciudat? Că sunt unii care au dublă cetățenie și Pavel vorbește de ei. Zice, unii în Corint au dublă cetățenie. Știți că sunt unele state care ați luat cetățenie prin Europa. Știți ce-or zis? Te duci în România, renunți la cetățenia română și vii și îți dăm, te facem cetățean german, te facem american, numai spune așa, cu o singură condiție, renunță, n-ai voie dubla cetățenie. Știi ce zice diavolul? Eu-s mulțumit și să ai dublă cetățenie. Dar apostolul Pavel găsește în Corint oameni cu dublă cetățenie și știi ce spune? Nu puteți sta la două mese, nu puteți bea două pahare, pentru că nu mai e viața. Numai Dumnezeu nu acceptă dubla cetățenie, ci întotdeauna, să știți, paharul ăla care îl bei pe deascuns acasă, de copii, ăla nu-i paharul Domnului, ci ăla-i paharul, nici și greu să spunem, știi ce-i? Ăla-i paharul dracilor. Te miri că-s duhuri păstă tine, păstă casa ta, pentru că ai multe pahare în viață care le servești și nu-ți aduc cinste. Zici, Doamne, așa-i mediul meu în care mă desfășor. Eu-s numai cu oameni din ăștia sus, tăță-s jos când dă COVID-ul în ei. Ascultați-mă, toți-s jos, cu geanta de bani, cu valiza, toți-s praf, toți-s la pământ. Știți ce spune Pavel? Nu puteți bea două pahare, nu puteți avea două feluri de vorbire. Nu puteți să vorbiți urât acasă și frumos la biserică, te închei la ăsta, tu nu porți cravată, că tu ești foarte, foarte bine, nu o purta cât te strânge la gât. Dar să știi, e important, nu numai exteriorul, e important și interiorul. Pentru că multe surori primesc multe cuvinte acasă, care nu-s demne de soți, de oameni ai împărăției lui Dumnezeu. De aceea apostolul Pavel trage semnalul și spune, aveți grijă la ce masă vă așezați, aveți grijă lucrurile care le aveți pe masa voastră, aveți grijă mediul în care vă
vă desfășurați. Pentru că să știți ceva, noi putem face să părem bine pe live, noi putem apărea foarte bine în fața păstorului, dar știți ceva, e aici ceva mai tare decât ecograful lui Paul Medelian. Aici e Duhul lui Dumnezeu, e prezența lui Dumnezeu care cunoaște starea ta. Am fost odată într-o familie la amiaz, am mâncat la ei într-o duminică și familia aceasta avea un obicei ciudat, nu știu, poate l-aveți unii dintre dumneavoastră. După ce s-a servit masa de amiaz și mă pregăteam să plec spre casă, am văzut că sora o scos de sub masă un cearceaf. O scos un cearceaf mare și l-a pus peste masă, fără să mai strângă friptură, fără să mai strângă farfuriile, nimic. Și l-a tras așa peste masă, l-a pus și a zis, gata, putem merge, plecați frate, noi merem la culcare, de-amiaz, duminica și tot. Și am zis, oră, dar cum? Eu știu că la noi la Banat e alt ritual, nu? Nu tragi cearceavul pe masă, curezi masa și speli vasele. Și a zis, nu, noi nu avem treabă. Zice, așa e la noi, noi suntem mult cu munca. Zice, după ce mâncăm la amiaz, noi tragem cearceavul seara după biserică, îl dăm jos și continuăm masa. Continuăm masa. Nu știu, poate are cineva obiceiul ăsta. Dar să știți ceva, știți ce spune Apostolul Pavel? Masa Domnului nu acoperă păcatul, ci masa Domnului descoperă păcatul. Masa Domnului curățește viața omului. Tu poți să vii în seara aceasta și Apostolul Pavel remarcă și spune, o, puteți să aveți mese bogate, puteți să fiți oameni grozavi, dar uită-te cu cine ești în părtășie, ce ai sub masa ta, pentru că diavolul îți spune lucruri rușinoase pe masa vieții tale. Și mai are și cearceavul care îți spune, trage-l peste masă. Tu vino la biserică liniștit, tu vino, mai dă ceva bănuț, mai cântă o cântare, mai poți să plângi. Că eu te asigur cu masa, eu te asigur cu cearceavul. Să știți, frații mei, că masa Domnului, când omul are mizerie pe viață, pe masă a lui, nu mai e binecuvântare masa Domnului, ci masa Domnului se transformă în blestem. Pentru că a zis Apostolul Pavel, fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce, așa să mănânce. Știi că s-ar putea să ai în viață lucruri care le ții sub masa ta, tu iei cina, că te văd frații, te văd copiii tăi în casă. Eu vreau să-ți spun că Dumnezeu este Cel care cunoaște ce-i sub masa vieții tale. Lucrurile care le-ai ascunse, lucrurile alea care le ții acolo, cu cearceaful pe ele, le mai deschizi lunea și sâmbăta le pui, mai plângi? Și zici, Doamne, iartă-mă, dar n-am ce să fac, ăsta-i mediu. Și a zis, Pavel, ieșiți afară din mediul ăsta. Știți că Dumnezeu în vremea aceasta ne cheamă să punem lucrurile clare pe masă. Nu putem sluji la doi stăpâni, o zis Domnul Iisus. Nu putem, spune Apostolul Pavel, bea din două pahare. De aceea seara aceasta e o seară de hotărâre pentru sufletele noastre. Să ne ajute Domnul să ne apropiem cu inimă curată de masa Lui. Să înțelegem că Apostolul Pavel ne cheamă la discernământ. Omule, alege, ori cu masa Domnului, ori cu masa dracilor, vii să se roage pentru tine, foarte bine, dar dă acasă afară de pe masa ta, scoate cearceaful în seara aceasta, nu te mai ascunde, nu le mai băga pe sub mese, nu le mai ascunde, nu știu, ai lucruri poate care ți-aduc rușine față de soția ta, de soțul tău, poate stai la masa Domnului și tu în ochii soției tale nu te poți uita, în ochii soțului tău nu, dar ai cearceaful pe tine. Se predica de dimineață un cuvânt frumos despre tâlharul de pe cruce. Azi, nu știu dacă l-ați remarcat, dar azi dimineață cuvântul Domnului așa parcă m-a străpuns. Se predica despre tâlhar. Știți ce era a fost frumos în tot peisajul acesta a tâlharilor și așa Domnului Iisus pe cruce? Știți ce a fost cel mai frumos? Că tâlharul, înainte să se uite la Domnul Iisus, s-a uitat la el. Nu poți să te uiți spre El, spre masa Lui, până nu te uiți spre masa ta, până nu te uiți spre lucrurile de acasă. Tâlharul s-a uitat întâi spre El și a zis, îmi merit soarta. A zis, îmi merit soarta pentru că eu sunt omul ăsta cu cearceavul, cu lucrurile rele, merit soarta. Dar în momentul când și-a văzut soarta, și-a ridicat ochii spre Domnul Iisus și zice, a zis, adu-ți aminte și de mine. Știi de cine își aduce aminte Domnul Iisus cu adevărat? Numai spre Cel care e sincer, care înainte să privească spre masa Domnului, de ce ne rugăm înainte de a lua cina, de ce ne rugăm? Că dorim să privim spre noi. Nu știu, poate ai în viață lucruri care te apasă, poate ai multe lucruri care îți strâng conștiința, care ți-au adus rușine în casă și în viața ta.
Noi vrem seara asta că Domnul nu vine cu cerceaful, diavolul vine cu cerceaful. Domnul Iisus vine cu sângele său să curățească, slăvit să-i fie numele. Diavolul vine și te acoperă, Domnul Iisus nu acoperă. Domnul Iisus descoperă și Domnul Iisus este Cel ce vindecă inima omului, vindecă relația cu Dumnezeu. Poate te simți prăbușit în vremea aceasta, fă ce-a făcut tâlharul când ne vom ruga, uită-te la starea ta. Și după aceea ridică-ți ochii spre sângele Domnului și spune: Doamne, adu-ți aminte și de mine. Adu-ți aminte, Doamne, că am fost dus la binecuvântare. Adu-ți aminte că în apa botezului s-am jurat credință. Dar astăzi parcă beau din două pahare. Parcă stau la două mese și nu mai simt prezența ta, simt numai un ritual, nu mai simt viață, mă simt plictisit, mă simt trântit la pământ, mă simt obosit. Știți ce-mi doresc? Masa Domnului să fie putere în seara asta pentru noi. Masa Domnului să fie viață pentru casa ta și sângele lui Iisus Hristos să aibă putere de eliberare peste viața ta, peste sufletul tău. Dar nu uitați, masa Domnului îi cernere, cerne în viața ta lucrurile care nu-s după voia Domnului. Și în al doilea rând, e și discernere. Apropie-te de masa Domnului cu credință, dar ascultați-mă, și cu mintea lucidă, cu inima clară înaintea lui Dumnezeu. Înțelege că Domnul ne așteaptă cu toată inima să ne apropiem de El. Dă cerceaful la o parte și lasă-L pe Hristos să atingă inima ta, să elibereze și cu adevărat masa Domnului să fie binecuvântare pentru sufletul tău și pentru sufletul meu. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.